După valul de nemulțumiri din partea pensionarilor, care s-au trezit în urma primirii deciziilor de recalculare a pensiei cu venitul mai mic, guvernanții încearcă să dreagă cumva busuiocul. Aceștia spun că niciun pensionar nu va primi mai puțin bani. Probleme au fost și referitor la acordarea cardurilor de alimente, care au inflamat beneficiarii. Plafonul de 2000 de lei, peste care se impozitează pensiile și nu se mai acordă ajutoare de la stat, ar putea fi ridicat la 3000 de lei, pentru a nu-i lăsa pe cei cu pensii mici mai săraci decât înainte de recalculare pe noua lege. Ministrul Muncii și premierul Marcel Ciolacu au declarat că se va face modificarea la legea abia intrată în vigoare pentru a nu scădea veniturile celor care oricum sunt săraci și care în loc să beneficieze de bani în plus s-au trezit cu pensia majorată, dar facilitățile eliminate pentru că au trecut de pragul de 2000 de lei. Președintele Marcel Ciolacu în ședințele de alaltăieri a spus foarte clar că dorește și se caută soluția și să și găsește clar să se mărească și pragul de impozitare pentru pensiile care acum prin creștere au depășit multe pensii 2000 de lei, deși nu este o sumă foarte mare, și atunci se mărește pragul de impozitare la cel cu 10%, la pensiile peste 3000 de lei și vor cuprinde și partea de beneficii care mai primeau tichete de energie, etichete de alimente. Persoanele cu venituri până la 2000 de lei, până la 3000 de lei sunt venituri modeste, sunt persoane multe în familie, venitul pe cap de locuitor în familia respectivă este foarte mic. Asta este concludența pentru care s-au luat măsurile astea și sunt normale de a se mări pragul de la 2000 de lei la 3000 de lei în faza asta a lucrurilor. Majorarea plafonului ar urma să se implementeze începând cu data de 1 octombrie a acestui an.